Grazie, grazie, soluțiile tale, democrația ta. Am avut una dintre sesiuni, scrierea de proiect. Asta consta în faptul că noi trebuia să identificăm o problemă din Turda pe care noi am putea să o rezolvăm. Noi n-am știut înainte că o să implementăm efectiv proiectul și am fost plăcut surprinși să aflăm că da. În cadrul acestui proiect, noi ne-am gândit că cetățenii nu-și cunosc drepturile, nu știu unde să meargă dacă au o problemă și nu există o relație bună între ei și Consiliul Local. Pentru asta am avut în prima parte a proiectului o campanie de împărțire de flyere și afișe
în pe care am scris câteva dintre principalele legi și drepturi pe care le au oamenii. Apoi am mai avut dezbaterea la Fundația Rațiu cu 5 dintre candidații la primărie și ultima activitatea noastră a fost flashmobul. În pași de dans ne-am gândit că oamenii ar înțelege mai bine mesajul nostru și le-am captat mai ușor atenția. Mesajul, de fapt, este că prin implicare și informare putem avea o comunitate mai bună și că noi suntem schimbarea. Zâmbit, vă rog! 10 pentru Irimia. Dai trecut peste. Ce ai? Da.